Dumneavoastră fiind crescând într-o lume într-atât de aproape de cultură, cum ați ajuns în lumea afacerilor? Vorba lui Crangă. Știu că sunt prost, dar când privesc în împrejur, prind curaj. am intrat în lumea afacerilor în anii 90 și, într-adevăr, am prins curaj. Solul nu era desțelenit. Orice n-ai face la începutul anilor 90 aducea și venit și profit. Și profit de asta stratosferic. Orice de ce te-ai apucat la începutul anilor 90 era ca o cloșcă care îți aducea ouă de aur. Sunt patron de întreprindere, am timp, lucrez atâta cât să nu-mi fure din timpul care trebuie să-i acord copiilor, familiei. Într-un fel, nefiind un om de afaceri tare, pe care Republica noastră îi are, eu mă consider împlinit. Și îmi place ceea ce fac astăzi. Dar ce a fost cel mai greu la început? Rechet ai avut la întreprinderi? Spune drept. Să am rechet la întreprinderi? Rechet, așa cum era în anii 90, ții minte. El a existat în anii 90, el există și în zilele noastre. Da. Da, numai că astăzi s-au schimbat actorii. Așa. Da, scena a rămas aceeași. Scena e aceeași, actorii sunt schimbați. Au plecat, bandiții au plecat și au venit structurile de forță în locul lor. Tu zici că nu ești businessman de succes. Câte restaurante ai? 3, 4? Astăzi am 4. Și clubul dacă de noapte? Dacă să le mai punem pe cele care au fost adinoară, ele mai există, dar le-am lăsat vreo 7-8, cred că. 7-8. Da. Și cluburi de noapte? Astăzi 3. 3, da. Deloc de succes, cred. Deloc. Urmărește AI Show și fii martorul celei mai tari farse făcute barmenului Călin Vieru. Dar de ce să nu filmează? O, poftim, iată și a dat arama pe față. Dumneavoastră, având într-atât de multe localuri, cum vă organizați timpul ca să atrageți atenția la fiecare din localurile pe care le aveți? Cheia succesului stă în faptul de a nu deveni robul acestei slujbe. Foarte mulți din antreprenori, din patroni de firmă, nu vor să delege, iarăși din orgoliu, vor ei să fie un, cred eu, cel puțin un împărat roman, o ambiție de împărat roman, să țină hățurile în mână, să conducă afacerea și poate undeva gândesc ei în felul lor că să nu divulge anumite secrete care, cred ei, în viziunea lor, au adus societatea societatea a obținut succes. După câți ani ți-ai permis tu, uite, să ai aceste 3 ore să mergi la teatru, la spectacol? Eu încă nu pot să-mi permit asta, Călin. Acest lucru este în sângele meu. Deci asta eu nu mi-am... Nu mi-am croit eu 3 ore din timpul pe care eu îl, să zicem, că îl petrec în afaceri. Nu, eu gândesc altfel. Eu am un timp liber în fiecare zi pentru teatru, pentru film, pentru muzică și în pauzele pe care le fac, eu am să mă ocup de afaceri. Succesul stă ascuns acolo unde ai să fii primul în ceva nou. Și atunci succesul este garantat. Vă propunem acum să fiți pentru o oră barmen. Acceptați această provocare? În Caraibi? Nu, în unul din locațiile dumneavoastră. Ei, atunci pe terenul meu să mă simt ca peștele în apă, sigur că da. Bună ziua! Am acceptat provocarea și astăzi voi fi pentru dumneavoastră barmen. Și am să încerc să vă pregătesc un cocktail screwdriver. Începem!
În prima fază vom pregăti sticla. În timp ce Călin Vieru, concentrat, își amintea de toate etapele preparării unui cocktail veritabil, pe furiș noi, cei din echipa iShow, îi pregăteam o farsă. În ajutor ne-a venit studenta de la Facultatea de Actorie, Adriana, care a și jucat rolul clientei nemulțumite. Recuzita, adică cioburile de sticlă care urmau să fie puse intenționat în mâncare, le-a ascuns cu grijă într-o cutie de chibrituri. Apoi, pentru a obține un efect de $1,000,000 a acestui cocktail, aplicăm. Vă rog frumos, și nu vă supărați, dar eu în tiramisu am găsit o sticlă și eu n-am tăiat zâr. O cincime dintr-o portocală. Iată, puteți să vă uitați, vă rog frumos. Adăugăm un pai și cocktailul pentru o seară frumoasă este. Da, apropo, mersi că filmați. Eu am găsit o sticlă în tiramisu acesta. Eu am încredere în voi. Eu sunt client. Eu nu accept așa ceva. Eu am mâncat în 100.000 de localuri, dar niciodată în mâncare n-am căzut așa ceva. Iată, eu am găsit sticla asta care o vedeți acum în video, am găsit-o în tiramisu acesta. Iată, poftim, aici în terasa teatrului care se filmează pentru o emisiune, nu știu, și vedeți, sunteți, iată, pe toată lumea să vă vadă și vedeți sunteți. Dar dumneavoastră de ce râdeți? Dumneșoară, vreți să ne meriți pe sticlă sau ce? Da, și nu știți cum? Dar dumneavoastră de ce sunteți pe sticlă și eu să nu fiu? O, normal, sigur, că veniți în locul meu, poftim. Da, chiar o să vin. Da, veniți, poftim. Apropo, vedetă sunteți sau ce? Vă doriți vedetă sau da, ce doriți? Eu mă doresc. Nu vă ajunge ceva în viață sau ce? Nu mi-ajunge în viață. Asta e explicația care ne dați dumneavoastră, că eu vreau să mă fac vedetă? Adică eu am, de unde am scos sticla asta? Eu ne-am tăiat obrazul, dacă puteți să veniți să vedeți. Mergeți, vă rog, la expertiză și dacă expertiza demonstrează acest lucru, atunci noi vă aducem toate prejudiciile foarte care... Foarte bine, o să merg la expertiză. Nu poate să se întâmple, astea sunt locale și sunt condiții pentru care voi răspundeți. Am încheiat? Fiindcă cu cât mai repede vom încheia, cu atât mai repede isterie eu ca doctor, știu, se termină. A, eu pacienții ăștia am avut cât duce trenul. Eu nu sunt pacient, eu sunt client. Trebuie să plecăm, eu nu am de gând să vorbesc cu dumneavoastră. Pur și simplu trebuie să plecăm și e tot. Și atunci se termină tot. Cum nu mai există camera? Eu întrebarea asta cu dumneavoastră o rezolv oricum, fără asta nu scăpați. Cine e el? Mai bine să închidem, că altfel vă dați seama că... Nu. Eu, da, mă rog, eu frumos, pe asta, pe voi trebuie să vă întreb cum era scadă. Păi, cazul este... Da, când stă luna și faci caz, că eu vreau să apar în cameră. Ne era să ne stai gâtul, el vă spune că eu să apar în cameră. Dumneavoastră, cine sunteți? Eu o să aflu până la urmă cine e domnul ăsta și el o să răspundă pentru faptul că el se comportă așa. Și îmi râde în față. Da, anume așa. Cum puteți să-mi râdeți în față? Da. Că așa e felul meu de a fi. Dar cum e felul dumneavoastră de a fi? Nu, anume așa. Să-mi râdeți în față. Da, așa eu zâmbesc toată ziua, eu sunt optimist pe viață. Foarte frumos, eu tot sunt optimistă. Gata, sunteți satisfăcută că ați făcut un scandal? Nu aveți dreptul să râdeți în față la oameni. Nu, e felul meu. Eu sunt client, nu pacient, sau mă credeți de un bolnav? Eu par bolnavă? Mm. Serios? Eu vă rog, nu vă prindeți la chestiile astea și nu filmați, fiindcă sunt chestii ieftine. Dar de ce să nu filmeze? O, poftim, iată și a dat arama pe față. Vrea să nimerească neapărat pe situație. Eu vreau să nimeresc, eu spun adevărul. Noi ne-am făcut treaba, am venit pentru ceva. Nu vă prindeți la chestii ieftine. Dar de ce să ignori situația? De ce la televizor trebuie să arăte lucrurile frumoase cum sunt? De ce să nu arăte pur adevăr? Nu răspundeți la întrebare, da? Stați ca să o filmați, eu plec. Sau plecăm împreună? Să dăm mâna împreună, este actrița Adriana și... Ați luat plasa iShow! Felicitări! Cred că trebuie să mâna să strângeți pentru împăcare și într-adevăr am stat pur o farsă pentru dumneavoastră. Grație-vă cu prieteni! Da, am fost prins în plasă, într-adevăr, și... Fapt grăitor pentru înaltul profesionalism al echipii, a actorilor, cameramanilor și a întregii echipi. Asistența, deci toți și-au jucat rolul la cel mai înalt nivel.
Urmărește iShow. Află vârsta iubitelui Călin Vieru. Cea mai frumoasă vârstă pentru a ne iubi. Și vezi al cui posterior l-a pus pe gânduri. Lopez. Lopez, uite ce fund are.